Ediția din acest an a Congresului Național de Radiologie și Imagistică Medicală a adus în prim plan la Craiova cele mai noi cercetări, dar și tehnologii în domeniul radiologiei și imagisticii medicale. Tehnologia Photon Counting, cea care deschide noi orizonturi în diagnosticul medical, permițând detectarea unor detalii minuscule în țesuturi și organe, fără a compromite siguranța pacientului, este inovația care a revoluționat domeniul tomografiei computerizate și despre care s-a discutat la acest eveniment științific important. În cadrul Congresului de Imagistică și Radiologie de la Craiova, Siemens Healthineers s-a venit cu întreaga suită de modalități și aparatură medicală, care vine, bineînțeles, în suportul și este dezvoltată având în centru pacientul. În momentul de față acoperim o sferă și am acoperit o sferă largă, în principal având un interes comun cu personalul medical calificat și cu profesioniștii din domeniul sănătății de a veni și a impune un diagnostic cât mai precis într-un timp cât mai scurt. Și de aceea am avut inclusiv componenta de tomografie computerizată foarte bine evidențiată prin ultimele soluții din portofoliu, Neotom Alpha, un computer tomograf care schimbă regulile jocului, spunem noi, prin tehnologia Photon Counting. Bineînțeles, a fost foarte bine evidențiată și prezentă și componenta de digitalizare, cu soluții vaste care vin în ajutorul pacientului în impunerea unui diagnostic precis și focusat prin o bază de date uriașă, care este, bineînțeles, pusă în evidență de componenta de inteligență artificială, care, bineînțeles, ajută personalul medical și pacientul în eficientizarea diagnosticului și tratamentului, bineînțeles și planificarea tratamentului ca atare în viitor. Pentru că din ce în ce mai mult se vorbește de digitalizare, cum stă România și spitalele din România, cum stau la acest capitol și cum vine din urmă Siemens cu ajutorul în acest sens? Atât România cât și, aș spune eu, este o chestiune europeană și chiar globală, se confruntă cu o lipsă de personal calificat acut în domeniul sănătății. Conform OMS, Organizației Mondiale a Sănătății, vorbim la nivel global de un gap de aproximativ 16 milioane de posturi de personal calificat în sfera de medicină. Asta se poate traduce oarecum într-o presiune sporită și foarte crescută pe membrii existenți și, bineînțeles, o lipsă de timp în a acumula cât mai multe informații care sunt acolo, ale pacienților, și a le structura pentru a impune un diagnostic cât mai precis. Componenta de AI și soluțiile digitale de la Siemens Healthineers vin să facă chiar asta în ajutorul medicului, de exemplu, lând foarte multe date, pentru că se estimează că undeva la 5 petabytes de date are un pacient normal, iar ca un medic să poată examina toate aceste informații, chiar dacă vorbim de imagini, de exemplu, și pentru un timp extrem de scurt, gândiți-vă, fac o paranteză acum, un medic radiolog, dacă ar vizualiza timp de 10 secunde fiecare imagine a unui pacient în cauză, ar trebui să petreacă undeva la 100 de ani. Deci vă dați seama că e imposibil, oricât de calificat și de supra-specializat ar fi un astfel de medic, pur și simplu timpul este inamicul principal. Soluțiile de digital și de inteligență artificială vin cu o putere de procesare fantastică, aș putea spune, care pot ajuta să mitigăm acest timp și să luăm deciziile acurate, bineînțeles le punem la dispoziția medicului, pentru ca acesta să ia informațiile în cunoștință de cauză și în ajutorul pacientului. Revenind la spitalele din România și mă refer în mod special la sistemul de stat, în ce măsură Siemens-ul este prezent? Lucrurile încep să se schimbe, sunt într-o continuă schimbare, absolut, inclusiv contextul economic este favorabil, având în vedere toate aceste oportunități de finanțare axate pe digitalizare din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pot spune că atât spitalele pe de-o parte, cât și personalul din spital au un apetit sporit pentru implementarea soluțiilor de digitalizare. Personalul este extrem de calificat și dornic
clinic, în continuare să ajute pacienții și să treacă la următorul nivel. Pentru că în cele din urmă vorbim de o nouă eră a medicinei, aceea prin digitalizare. Cât de fidele sunt soluțiile IT prezentate de Siemens Healthineers? Toate aceste soluții au o istorie destul de bogată în dezvoltare și parte de implementare, iar, spre exemplu, algoritmii noștri de inteligență artificială sunt fiduiți, le sunt transmise sute de milioane de examinări de la centre de referință din lumea aceasta, inclusiv din Europa, din America, din Asia, iar în baza acestor examinări și patologii complexe și variate, algoritmii învață. Deci în măsura în care sunt transmise mai multe examinări, putem doar perfecționa acest algoritm, având, vă dați seama, o bază de sute de milioane de cazuri, de pacienți și de patologii și inclusiv baze de date din alte domenii și fiind interconectate cu alte baze de date, acuratețea este una destul de mare. Este foarte sporită și este un real ajutor al medicului. Și fiind acest proces de învățare este continuu, adică el, pe măsură ce primește în permanență aceste examinări, în baza căruia învață. Deci devine din ce în ce mai bun și mai cunoscător în diverse arii clinice și patologii. Soluțiile prezentate în cadrul acestui congres de imagistică sunt axate și au ca focus, aș spune, partea de cardiologie și partea de oncologie. Atât computerele, aparatura de CT are ca focus, Neotom Alpha are în focus partea de cardiologie, de oncologie, inclusiv soluțiile de digitalizare, SingoVia, SingoCarbon, SingoDynamics, care pur și simplu pun la oaltă toate informațiile cu privire la trecutul unui pacient din punct de vedere al maladiei de care suferă și pune toate aceste informații pentru a evidenția absolut toate detaliile parcursului unei boli oncologice și cardiovasculare. Mai mult decât atât, inclusiv componenta de AT, în momentul de față, face legătura dintre diagnostic și intră oarecum în faza de tratament minim invaziv pentru tratarea, extirparea acestor maladii. Și ca nu în ultimul rând să vă spun, prin parteneriatul pe care Siemens îl are cu, mă rog, chiar achiziția, aș putea spune, cu compania Variant, trecem inclusiv în sfera de tratament pentru acceleratoarele liniare. Dacă ar fi să faceți o estimare, cu cât timp s-ar reduce în momentul de față, prin aceste soluții de digitalizare, timpul medicului radiolog petrecut cu citirea și cu soluționarea cazurilor? Vă pot da un exemplu. Exemplul este cel mai elocvent în cazul de față. Spre exemplu, în suita noastră de inteligență artificială și de machine learning denumită AI Rat Companion, care are cu precădere extensii în zona de cardiovascular, zona de oncologie și inclusiv zona pulmonară. O examinare completă cu toate aceste subpuncte pe care vi le-am evidențiat în momentul de față durează efectiv în funcție de viteza la internet, viteza de upload, dar vorbim de toate aceste informații în mai puțin de 2 minute. Adică la dispoziția pacientului, inclusiv cu rapoartele predefinite, inclusiv cu imaginile și cu seriile relevante pentru impunerea diagnosticului. Un lucru care, alminteri, nu știu, în contextul unui pacient care merge și face o examinare de rezonanță magnetică, până în momentul unui diagnostic, se așteaptă de regulă 2-3 zile. Deci vorbim de 2-3 minute versus 2-3 zile.